În unitățile romașcane de învățământ s-a dat astăzi startul unui nou an școlar. La Colegiul Național Roman Vodă, festivitatea a debutat cu intonarea imnului, urmată de cuvântul conducerii unității de învățământ. Iată că odată cu începerea toamnei se deschide un nou an școlar. Emoțiile sunt aceleași ca în fiecare an. Emoțiile sunt aceleași, indiferent în ce calitate vă aflați aici, de elevi, în primul rând, alții de părinți, alții de profesori. Colegiul Național Roman Vodă reprezintă o instituție, așa cum știți, de prestigiu în cadrul învățământului românesc și acest lucru se datorează până la urmă calității procesului educativ, a dorinții colegilor mei de a imprima tainele cunoașterii în mințile elevilor noștri, prin perseverență, rezultate deosebite obținute la olimpiadele școlare, alte concursuri școlare și proiecte. Toate acestea la un loc, până la urmă, înseamnă un modus vivendi pentru noi, un mod de a trăi, pe care nouă, celor care suntem legați de Roman Vodă, ne place să-l numim spirit roman-vodist. Colegiul Național Roman Vodă și-a primit elevii și profesorii în haine noi, unitatea de învățământ aflându-se pe ultima sută de metri în ceea ce privește lucrările de reabilitare ale corpului A. Primarul Laurențiu Dan Leureanu și deputatul Marius Neculai au subliniat aportul municipalității adus la modernizarea unității de învățământ și le-a adresat elevilor îndemnul la învățătură. Debutul unui an școlar este un moment de emoție în comunitatea noastră și după o vară în care lumea a mers în concedii, a mers în diferite activități, vedem că astăzi, dacă privești de la nivelul solului, întregul oraș are ca la mișcarea browniană. Dacă ai privit de undeva de sus, ai vedea că e o mișcare dirijată. Râuri de oameni, de mașini, se îndreaptă spre unitățile școlare. Iată, ne aflăm astăzi la Colegiul Național Roman Vodă, o unitate etalon în municipiu, în județ și în țară. Vă felicit pentru succesele pe care le-ați înregistrat, ca în poziționarea Colegiului Național Roman Vodă printre cele mai bune 30 de colegii din România. De asemenea, credem că noi, administrația publică locală, cu sprijinul Ministerului Educației, Inspectoratului, a reprezentanților din administrația centrală, vor putea fi alături de nevoile acestei unități școlare. Iată, nu peste multe zile va fi gata corpul A, o investiție majoră și istorică, aș putea să spun, la Colegiul Național Roman Vodă, atât din punct de vedere a amenajărilor, dar cât și din punct de vedere a asigurării unui climat propice în unitatea școlară, mai ales pe perioada iernii. Nu pot să nu fii emoționat atunci când ajungi în curtea Colegiului Național Roman Vodă, mai ales anul acesta, când împlinește 140 de ani această instituție etalon al urbei noastre Mușatine. Este un privilegiu și este o mândrie să avem la noi în Roman o unitate de IT, așa cum este Colegiul Național Roman Vodă. Totodată nu pot să nu fiu emoționat atunci când știu că această școală are în sfârșit oportunitatea de a căpăta o imagine nouă și își poate recăpăta strălucirea de altă dată. Poate domnul primar a omis să menționeze faptul că după finalizarea lucrărilor la corpul A, va începe lucrările de modernizare a corpului B. Și în felul acesta, întregul colegiu va căpăta infrastructura și va avea forma și dotările pe care le-a meritat dintotdeauna. Inspectorul școlar general, Viorel Stan, a ales să fie prezent la deschiderea oficială a anului de învățământ la instituția școlară în care este titular. Bună dimineața, stimaților, iubiților elevi ai Colegiului Național Roman Vodă, un colegiu de elită, așa cum se spunea, unul din primele 30 de colegii naționale din țară, ceea ce înseamnă că elevii de la Roman Vodă sunt oameni, copii valoroși. Bună dimineața părinților, cărora le urez putere și financiară și forța de a putea ajuta copiii, propriilor copii, care sunt cu totul și cu totul deosebit. Și nu în ultimul rând, bună dimineața colegilor mei de cancelarie, domnilor și domnilor profesori de la acest colegiu de elită, și colegiul este de elită pentru că și profesorii de la Roman Vodă, în totalitatea lor, sunt oameni de elită. E
să-l am în calitatea pe care o am vremenic de inspector școlar general la Inviție Jeneanț. Voi fi cu totul alături de școala aceasta, de școala Lumașcană, de școala Nențeană. La mijlocul lunii octombrie, sălile din corpul A vor putea primi din nou elevii. Până atunci însă, cursurile se vor derula în două schimburi după un program bine stabilit de conducerea colegiului.